Și în această seară, prin harul și bunătatea Domnului, am ajuns la capitolele 8 și 9 din cartea Apocalipsa, la lecțiunea numărul 24 și, ajutați de Domnul, inspirați de Duhul Său cel Sfânt, vom proceda în această seară, ca și în seriile trecute, la înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa este mesajul lui Dumnezeu care anticipează evenimentele din urmă, evenimentele escatologice, pentru ca Biserica Domnului să fie pregătită și să nu fie luată prin surprindere în mijlocul evenimentelor care vor deveni foarte dificile. Așa se face că Domnul ne-a pus pe inimă să cercetăm această carte și sperăm în lumina pe care ne-o va da Domnul. De asemenea, sperăm că înțelegerea pe care o avem din această carte nu satisface doar curiozitatea noastră de a interpreta Apocalipsa și ne maturizează, ne pregătește în mod practic, în comportamentul zilnic, să-L slujim pe Domnul și să ne pregătim sufletele pentru iminenta, pentru apropiata revenire a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Vorbim despre cele trei seturi de urgii care încep și desfășoară necazul cel mare, cele șapte peceți, cele șapte trâmbițe și cele șapte potire sau cupe, pahare. Și în seara aceasta am ajuns prin harul Domnului la trâmbița a doua. Cele șapte trâmbițe vestesc trei seturi de nenorociri. Prima nenorocire se încheie odată cu trâmbița a cincea și Domnul rezervă un verset să spună că nenorocirea aceasta este prima și s-a încheiat. Cea din tâi nenorocire a trecut, iată că mai vin încă două nenorociri după ea, capitolul 9, versetul 12. Aici ne găsim la sfârșitul trâmbiței a cincea. A doua nenorocire se încheie cu trâmbița a șasea, acolo unde Domnul, în următorul capitol, spune despre nenorocirea a doua care se încheie. Capitolul 11, versetul 14. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Observați că aceste trei nenorociri împart procesul celor șapte trâmbițe în care suflă îngerii și la fiecare trâmbiță se întâmplă ceva îngrozitor pe pământ. Există aceste trei părți în care se împart perioada celor șapte trâmbițe. În seara aceasta am ajuns la cea de-a doua trâmbiță, mesaj pe care îl găsim în capitolul 8, versetele 8 și 9. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte, nu un munte, ceva ca un munte. Și astăzi, în ciuda faptului că vocabularul este foarte dezvoltat, cuvinte noi intră în limbă pentru ca să acopere noile elemente din tehnică, din tehnologie, din știință care apar și să le denumească. Site, computer, internet, email. Și putem să mai spunem încă zeci și sute de cuvinte, sunt cuvinte foarte noi. Ele definesc noțiuni, lucruri, stări care au apărut în ultimul timp în tehnologie. Și noi a trebuit să inventăm cuvinte ca să definească aceste lucruri noi apărute. Ei bine, observați că Ioan în vremea aceea s-a confruntat cu dilema lipsei de cuvinte pentru ce vedea. A văzut ceva ce nu putea fi exprimat, de aceea folosește o comparație și spune ceva ca un munte. Nu era un munte, dar era ceva ca un munte. Ceva ca un munte de foc aprins a fost aruncat în mare și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Aceasta este trâmbița a doua. Vreau să vă aduc aminte despre catastrofa muntelui Tarawar din largul Pacificului, de lângă Noua Zeelandă, când erupția unui vulcan a aruncat un munte întreg în ocean. Acesta este un eveniment istoric.
Evenimentul acesta istoric se poate repeta. Undeva unde lumea este foarte populată. De asemenea, poate fi un alt corp ceresc, uriaș, un meteorit, o cometă sau orice altceva. Dacă interpretăm literal ceea ce spun versetele 8 și 9, ne gândim efectiv la un munte care în urma unui vulcan sau al unui alt fenomen care depășește înțelegerea noastră, care s-a mai petrecut în istorie sau care nu s-a mai petrecut în istorie, un corp ceresc uriaș, a cărui cădere se repetă sau pur și simplu este unică atunci. Aceasta poate fi o interpretare literală. Poate fi o bombă nucleară aruncată în oceanele lumii. Ceea ce este important este că apa mării se schimbă în sânge, se infectează. Dumneavoastră știți că sângele se infectează. Imaginați-vă câți microbi, câte boli, câtă infecție. Dacă citim în Exod, în capitolul 7, versetul 20, ne aducem aminte despre urgiile lui Dumnezeu. A treia parte din viețuitoarele marine mor. Microbi, putrefacție. Imaginați-vă plajele care sunt pline de aceste vietăți moarte. A treia parte dintre vietățile oceanelor lumii. Vă puteți imagina câte ființe moarte? Ce miros, câți microbi, câte boli? Acestea pe lângă toate celelalte urgii care se înlănțuiesc. Și lucrul acesta se va întâmpla într-un viitor apropiat pe planeta Pământ. Apoi o treime din flota maritimă este distrusă. Imaginați-vă câte vase, mari sau mici, plutesc astăzi pe oceanele lumii. Biblia spune că unul din trei va fi distrus, indiferent că este comercial, de armată, de război, personal, de croazieră. N-are nicio importanță. A treia parte vor fi distruse. Cum? Există și o interpretare simbolică pe lângă cea literală, adică un munte efectiv sau un corp ceresc sau o bombă să cadă în apă. Există o interpretare simbolică care este împărtășită de mulți. Și această interpretare spune că marea este Marea Mediterană, iar muntele care este aruncat în mare este vorba de unul dintre mari lideri ai lumii. Biblia suportă foarte mult această interpretare simbolică. Observați, vă rog, că întotdeauna Biblia face o comparație între națiunile fără Dumnezeu și marea agitată. Tot timpul Dumnezeu compară națiunile fără Dumnezeu care trăiesc în păcat și care sunt agitate și frământate în păcatele lor. Dumnezeu le compară cu oceanele lumii pline de valuri, pline de spume, care n-au astâmpări, n-au liniște, n-au somn, n-au odihnă. Și sunt foarte multe texte biblice care fac comparații între națiunile nemântuite și frământate de păcat și între oceanele lumii permanent prinse în valuri. Citiți Isaia 57, versetul 20, de pildă. Isaia 57, versetul 20 și multe alte texte biblice. Aici Biblia face această comparație. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști, și ale cărui ape aruncă noroi și mâl. Marea tot timpul este agitată, are valuri. Amestecă apa limpede cu noroiul și face o apă murdară. Așa sunt națiunile frământate de păcat, neliniștite. Amestecă aparenta neprihănire religioasă în care trăiesc cu mizeile păcătoase pe care încerc să le ascundă. Le fac noaptea, le fac mascat. Ei, există această comparație pe care Biblia o suportă. Apoi, este Isaia 17, versetele de la 12 la 13. Isaia 17, versetele de la 12 la 13. Aici cuvântul Domnului de asemenea. Vai, ce vuie de popoare multe care urlă cum urlă marea! Ce zarvă de neamuri care mugesc cum mugesc apele puternice! Neamurile mugesc cum mugesc apele mari! Cine sunt apele mari? Mările și oceanele. Dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava de pe munți, la suflarea vântului, ca țărâna luată de vârtej. Observați
că Biblia suportă comparația făcută între națiunile lumii nemântuite, care trăiesc în păcat și frământate în păcatele lor, cu oceanele lumii. Dacă citim în Apocalipsa, capitolul 17, versetul 15, Biblia spune, apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade. Apele sunt noroade. Observați, un munte a fost aruncat în mare. Ei, marea sunt națiunile, spune Biblia. Cine-i muntele? Muntele este un lider puternic care domină. Această interpretare simbolică este suportată de Scriptură. Ea poate fi o interpretare la ceea ce a spus Ioan, însă la fel de bine interpretarea poate să fie literală. Poate fi un munte real și o mare reală. Poate însă fi și un simbol al mării, care sunt națiunile pământului, și poate fi un simbol al unui munte care este un lider puternic. Haideți să citim câteva versete care suportă ideea. Muntele este o putere politică. Redeschideți la Isaia, la capitolul 13, și să citim împreună cuvântul Domnului, versetele 2 și 4. Ridicați un steag pe un munte gol. Aici este vorba despre o putere politică. Înălțați glasul spre ei, face semne cu mâna ca să vină la porțile asupritorilor. Versetul 4. Un vuiet se aude pe munți, ca vuietul de popor mult. Se aude o zarvă de împărății, de neamuri adunate. Domnul oștirilor își cercetează oastea care se va lupta. De asemenea, putem să citim multe alte versete biblice care continuă. Ieremia 51 cu versetul 25. Vorbesc despre același simbol al unei națiuni, al unei puteri politice. Iată, am necas pe tine, munte nimicitor, spune Domnul. Către cine vorbește Domnul? Către munți? Domnul n-ar necas pe munți. Munții nu pot face imoralitate. Iată, am necas pe tine, munte nimicitor, zice Domnul. Pe tine care nimicești tot pământul, îmi voi întinde mânia peste tine, te voi prăvăli. Adică te voi arunca de la înălțimea stâncilor și te voi preface într-un munte aprins. Ai luat foc, îți dau foc! Dacă citim în Matei, în capitolul 21, întâlnim aceeași idee suportată de Scriptură. Matei, capitolul 21, versetul 21. Aici cuvântul Domnului continuă să ne vorbească despre aceleași gânduri. Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acestuia, ci chiar dacă a zice muntelui acesta, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Observați, vă rog, că diavolul, care va oferi putere și autoritate anticristului și prorocului mincinos, se prăvălește în marea națiunilor. Ieremia 50 cu 25 din nou. Există și o interpretare istorică, dar eu nu mai spun aceste interpretări istorice, ele nu sunt acceptate de felul în care noi interpretăm Scriptura, alte confesiuni religioase împărtășesc punctele acestea de vedere, potrivit cărora mesajul acesta nu este un mesaj care se aplică necazului cel mare, ci este un mesaj care se aplică cândva istoriei. De pildă, ei spun că asta s-a întâmplat în anul 451, când vandalii sub Genseric au distrus Roma, Franța și Spania. Despre evenimentul acela spun ei că vorbește Biblia aici. Lucru pe care noi nu-l acceptăm. Noi credem că mesajul acesta este pentru vremurile din urmă și asemenea cataclisme nu s-au întâmplat. Atunci a treia parte din viețuitoare n-au murit, a treia parte din corăbii n-au dispărut, a treia parte din apele mării nu s-au făcut în sânge. Este un eveniment care este specific celui mai mare necaz din istoria planetei Pământ, care este specific vremurilor din urmă. Noi nu împărtășim în interpretarea aceasta istorică, de aceea rămânem la cele două, literală și simbolică, și permanent le vom pune în comparație și le vom prezenta poporului. Atunci când vorbim despre cea de-a treia trâmbiță care urmează în versetele 10 și 11, citim în cuvântul Domnului următorul mesaj, capitolul 8. Al treilea înger a sunat din trâmbiță, observați că pe scenă apare al treilea înger. El sună din trâmbiță. La mesajul sunetului trâmbiței numărul 3 se întâmplă noi evenimente. Trâmbița sună în cer, dar evenimentele se petrec pe pământ.
Semnalul se trage din cer, dar manifestarea lui se petrece pe pământ. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. A căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie, era un foc aprins. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se cheamă Pelin. Și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Pelinul, știți cu toții că este o iarbă de o amărăciune foarte puternică. Și peste mulți, și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. În 1823, în urma erupției vulcanice, într-una dintre insulele care leagă Alaska de Kamchatka, au fost aruncate în Pacific lavă și cenușă din mulți vulcani de pe vârful munților. Atunci când citim în cuvântul lui Dumnezeu și credem literal cuvântul care este scris aici, ne gândim la evenimentul acesta care a avut loc în istorie, care seamănă foarte mult cu descrierea lui Ioan, dacă interpretăm literal versetele acestea. Însă interpretarea spirituală se potrivește la fel de bine ca cea literală și una dintre cele două pot fi valabile, timp în care ambele pot fi valabile. Aceasta ne duce cu gândul la diavolul, pentru că în Isaia, capitolul 14, Isaia capitolul 14, versetul 12, cuvântul Domnului vorbește despre simbolistica acestui eveniment. Cum ai căzut tu din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost tu doborât de la pământ, biruitor al neamurilor. Și mai există câteva texte biblice care vorbesc despre aruncarea din slavă, din cer, a celui care a fost căpetenia îngerilor închinători, Lucifer. El a fost aruncat în văzduh. Observați că în Luca, în capitolul 10, versetul 18, se reia această idee. În capitolul 12 din Apocalipsa, versetele de la 7 la 9, cuvântul Domnului spune: și în cer s-a făcut război, Mihail și îngerul lui s-au luptat cu balaurul, balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul, și satana, adică el are mai multe nume, nume care exprimă anumite caracteristici ale lui, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați îngerii lui. Observați că Biblia suportă ideea aruncării unei stele amare care afectează planeta Pământ. Această experiență amară, sau despre această experiență amară, vorbește Pavel atunci când în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 11 și 12, el reia această idee. Arătarea lui, de la versetul 9, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, semne, puteri nimicitoare și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei care sunt pe calea pierzării. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună pentru toți cei ce n-au crezut adevărul. Observați că Pavel aici vorbește despre aceeași coborâre pe pământ a unui rău care afectează planeta Pământ cu amărăciune. Și această amărăciune afectează oamenii, afectează viața de pe planetă. De asemenea, în Daniel, capitolul 29, versetul 18, ideea aceasta este continuată de omul lui Dumnezeu. Este important aici și vreau să fiți foarte atenți chiar acum, pentru că fac câteva afirmații care sunt de sinteză, de concluzie. Toate elementele acestea pe care eu le pun pe masă, de-a lungul studiilor pe care le avem, pe timp ce trece, o să începem să le punem împreună. Acum facem piesele, facem roțile și le punem deoparte, facem volanul și caroseria, facem motorul și instalația electrică, facem toate piesele componente, dar nu le asamblăm, ci le lăsăm. Și la sfârșit, când avem toate piesele componente făcute, le punem împreună, le legăm unul de altul și mintea noastră se conturează înțelegerea cărții. Acum lucrăm la piesele componente. Deocamdată nu le legăm, pentru că nu le avem pe toate. Nu putem să facem o mașină cu două roți, că mai facem două mâine.
Acum este foarte important să observăm că în primele trei zile, au fost făcute lucrurile care sunt distruse în primele trei trâmbițe. Vegetația, marea și izvoarele. Timp în care, începând cu trâmbița a patra, vor fi distruse lucrurile care au fost făcute în ziua a patra. Este aceasta o coincidență? Ce a fost făcut în primele trei zile la creație sunt distrus în primele trei trâmbițe. Ce a fost făcut în ziua a patra la creație se distruge la sunetul trâmbiței numărul 4. Imaginați-vă ce plan cosmic, ieșit din comun. Ce ordine ceasornică în istoria cosmosului Dumnezeu este în stare. Ce face în ziua 1, 2, 3 să fie distrus la trâmbița 1, 2, 3. Ce este făcut în ziua 4 să fie distrus la trâmbița 4. Ce Dumnezeu care controlează universul în amănunte mici pentru ca să se lege planurile Lui. Câtă autoritate are Dumnezeu ca să subordoneze evenimentele. Să nu scape de sub control decizii politice, decizii sociale, financiare, să nu se întâmple cataclisme înainte de vreme, să vină cutremurile la momentul potrivit. E un timp potrivit pentru cutremure? Da! E un timp potrivit pentru vulcan? Da! E un timp potrivit pentru tsunami? Da! Toate în providența lui Dumnezeu sunt potrivite, sunt pe agenda lui Dumnezeu, se derulează cu o minuțiozitate care depășește înțelegerea noastră. Noi când surprindem cu înțelegerea noastră așa de măruntă evenimentele și potrivirile acestea în istorie, ne minunăm și spunem: Doamne, ce mare ești Tu! Cât de mare este controlul Tău în istoria omenirii, în istoria cosmosului. Astrele se mișcă după ordinea Ta, nu iese nimeni din ecuația Ta, Doamne! Evenimentele, stările de lucruri, planetele, galaxiile, Doamne, toate intră în programul Tău. Omul este singura ființă rebelă. Când prima oară am citit Biblia cu 20 și ceva de ani în urmă și am ajuns să citesc balaurii de mare laudă pe Domnul, m-am oprit și am zis: balaurii de mare laudă pe Domnul? Înțeleg să laude pe Domnul animalele frumoase, dar balaurii de mare, cu dinți mulți, hai să zicem un crocodil, un dinozaur, un rechin, ăștia laudă pe Domnul? Ăștia atunci când te prind, ai terminat, ăștia laudă pe Domnul? Cu ce laudă ăștia pe Domnul? V-ați gândit? Uitați cu ce laudă pe Domnul. De când este balaurul balaur, nu face decât lucrul pentru care a fost creat. Și pentru faptul că a rămas în voia lui Dumnezeu pentru care a fost creat, prin ascultare și subordonare, îl laudă pe Domnul. Singura ființă care s-a răzvrătit de la scopul pentru care a fost creat este individul socializat, globalizat, numit om. Este singura ființă care a fugit de scopul pentru care a fost creat, a evadat din ecuația lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat în neprihănire, l-a așezat într-un context de neprihănire, omul a fugit de neprihănire pentru că i s-a părut o povară, s-a ascuns ca porcul noroi în păcat și în păcat este și astăzi. De aceea s-a abătut de la voia lui Dumnezeu. De aceea omul este singura ființă care nu mai laudă pe Domnul. Spune Biblia: ceața laudă pe Domnul. De câte ori nu m-a incomodat pe mine ceața să merg la evangelizare în România? Mergeam doar cu o viteză foarte mică și mă sunau frații: nu mai ajung, și spuneam: e ceață pe drum. Nu puteam să depășesc dacă era o căruță sau un tractor. Mergeai 50 de kilometri în spatele lui pentru că nu vedeai la doi pași. Ceața laudă pe Domnul? Pe mine m-a enervat ceața. Cum să laude ceața pe Domnul? Păi de când a fost ceața creată ceață și până astăzi, tot asta face. E în voia lui Dumnezeu. De asta a creat-o Dumnezeu și asta face. N-a fugit de scopul lui Dumnezeu. Noi am fugit de scopul lui Dumnezeu.
Am fugit de scopul lui Dumnezeu în ceea ce privește vorbirea, gândirea, relațiile, viața de familie, câștigarea banilor, administrarea lor. Întreaga noastră existență este pervertită, este răsucită. Dacă îmi permiteți un termen foarte românesc, este scrântită, luxată, ca o mână cu care cazi și îți rămâne așa beteagă. E nevoie să te duci la doctor sau la babă să te tragă. Așa e omul înaintea lui Dumnezeu. A căzut din planul Domnului. El nu-L laudă pe Domnul, că nu mai e în ascultare. O singură ființă îl poate lăuda pe Domnul. Ființa care este în ascultare. Poți să cânți mai bine decât privighetoarea. Dacă nu ești ascultător de Dumnezeu cu viața, glasul tău e o ofensă pentru Domnul. Glasul tău e o blasfemie. Poți să cânți cum nu cântă corurile lumii de frumos. Dacă viața ta nu este în ascultare, ești o ofensă și o blasfemie pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de lăutari, pângăriți și păcătoși și sub blestem. Dumnezeu are nevoie de sfinți care laudă. Cum laudă balauri în ascultare, cum laudă ceața în ascultare, cum laudă sfinții în ascultare. Să nu-ți permiți să-ți deschizi gura să vii aici dacă trăiești în păcat. Că dacă aflu, aici te fac de rușine. Să stai acolo, să te pocăiești, să te smerești și după aceea să vii să-L slujești pe Domnul. Să nu-ți bagi joc de Domnul. Făcând pe lăutarul timp în care ești un om care trăiești în păcat. Și spui că aici se poate, că e America. Du-te la America și trăiește în păcat, nu în biserica lui Iisus Hristos. Aici nu e America, aici este biserica lui Iisus Hristos. Aici este proprietatea Regelui Iisus Hristos. El a murit pentru ca să aibă această proprietate, a cumpărat-o cu sângele său. Aici nu e proprietatea lui George Bush, nici a ta și nici a mea. Versetele 12 la 13 continuă să prezinte trâmbița numărul 4. Și au auzit din cer un glas tare care zicea, suiți-vă aici, și s-au suit într-un nor spre cer. Eu am citit într-un capitol diferit, revin, versetele 12 și 13. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovit a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele. Pentru că a treia parte din ele să fie întunecate, ziua să-și piardă a treia parte din lumină și noaptea de asemenea. M-am uitat și am auzit un vultur care zbuna prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare. M-am uitat și am auzit. Dumneavoastră, vi se pare asta o propoziție în limba română? M-am uitat și am auzit. Vi se pare că m-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare, vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbițe ale celor trei îngeri care urmează să sune. Aici sunt foarte multe texte biblice care încearcă să explice și să coroboreze cu ceea ce am citit pentru ca noi să avem o imagine a evenimentelor care se vor întâmpla în ziua sfârșitului. Până aici, cele trei urgii s-au abătut asupra naturii. Primele trei trâmbițe, urgiile provocate de sunetul lor, se abat asupra naturii, adică vegetație, mare și izvoare. Urgia a patra zdruncină însă ordinea cosmică. Nu mai are legătură cu vegetația și cu fauna de pe pământ, ci zdruncină ordinea cosmică. Ea merge în ordinea cosmică a lui Dumnezeu, care n-a fost niciodată scoasă din funcționalitatea ceasornică exactă. Pentru prima oară se întâmplă lucrul acesta în istoria cosmosului. Și urgia a patra zdruncină ordinea cosmică și lovește stăpânirea și autoritatea. De ce stăpânirea și autoritatea? Pentru că așa cum citim în Genesa, capitolul 1, versetul 16, cuvântul Domnului care spune următorul lucru, Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, a pus două becuri uriașe în univers
Și anume, luminătorul cel mai mare ca să stăpânească ziua. Soarele a fost lăsat nu doar să lumineze, ci și să stăpânească. El este o structură de autoritate. Când Dumnezeu a creat cosmosul, Dumnezeu a așezat în el structuri de autoritate. Și aceste structuri de autoritate au primit de la Dumnezeu puterea ca să-și manifeste autoritatea și să țină ceasornicul numit Univers în funcționalitatea voii lui Dumnezeu. Și continuăm citirea cuvântului. Luminătorul cel mare care să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic care să stăpânească noaptea. Observați că în cosmos, în lumea cosmică a lui Dumnezeu, există două structuri de autoritate, soarele și luna. Primele trei urgii lovesc în faună, în vegetație, în lumea maritimă. Dar al patrulea mesaj al urgiilor se ridică. Nu mai este sub picioarele oamenilor, ci este deasupra capetelor lor. Se îndreaptă spre astrele care stăpânesc și care au o autoritate în univers, care domină. Și observați că lovesc în autoritate. Această interpretare poate fi literală și imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă a treia parte din funcțiunile soarelui ar dispărea și a treia parte din responsabilitățile astrului lună s-ar opri. Și Biblia spune că asta se va întâmpla. Geneza capitolul 9, versetele 5 și 6. Și de asemenea, Roman capitolul 13, versetele 6 și 7, vorbesc despre autoritatea pe care Dumnezeu a investit-o în aceste astre, pentru ca ordinea cosmică să reprezinte voia lui Dumnezeu. Pentru prima oară în univers, în istoria universului, ordinea cosmică se va strica. Pământul este aproape distrus. Nu pământul ca și materie fizică, ci vegetația care îl împodobește, apele care oferă hrană și locuință pentru lumea maritimă, pentru viețuitoarele din apă, râurile, izvoarele, o parte din ele sunt distruse. Tot ceea ce este sub picioarele noastre, de unde noi ne luăm hrana pentru existență. Dar acum Dumnezeu se ridică cu urgia numărul 4 deasupra noastră, în ordinea cosmică. Și pentru prima oară ordinea cosmică este stricată. Atunci când vorbim despre o interpretare literală, vorbim despre soare și despre lună, care vor intra într-o stare de disfuncționalitate. Atunci când vorbim despre o interpretare simbolică însă, vorbim despre o răsturnare a autorității lumii, pentru că astrele din lumea cosmică reprezintă stăpânirea lui Dumnezeu în această parte a universului creat de Domnul, atunci când interpretăm simbolic mesajul trâmbiței a patra, vorbim despre autoritatea care primește o lovitură și toată autoritatea de pe planeta Pământ care de generații în urmă era bine pusă la punct, tata-i tată, mama-i mamă, bunicu-i bunic, o familie formată dintr-un bărbat plus o femeie, care nu trăiesc în concubinaj și în legământul căsătoriei, care au copii împreună, nu din curvie, ci din legământ. Ei, această ordine a familiei se va strica. Această autoritate a tatălui va dispărea. Tatăl nu mai este în stare să spună nimic copiilor, pentru că copiii cheamă poliția. Soțul nu mai poate să spună nimic soției, pentru că ea cheamă poliția. Păstorul nu mai poate să spună nimic membrilor, că aceștia cheamă avocații. Și trăim într-o lume unde nu mai recunoaștem autoritatea. Nu mai vrem să recunoaștem nicio autoritate, pentru că am ajuns la un nivel de mândrie egal cu nebunia, unde nimeni nu mai există mai mare decât noi. Spun copiii, tata nu-i mai mare ca mine, cine ești tu să mă comanzi? Spune soția, eu nu ascult de tine, cine ești tu să fii capul meu? E adevărat că mulți nu sunt capi, asta este foarte adevărat. Spun membrii de biserică, cine ești tu după ce că te plătim? Mai ești și deschis gura, tu ar trebui să ne mângâi, nu să ne lovești cu predicile. Și stăm la colțuri și îi împușcăm pe polițiști și nu le mai ajung nici vestele. Pentru că nu suportăm autoritatea. În mândria nebună la care am ajuns, nu mai vrem autoritate.
Nu mai vrem semafoare, nu mai vrem reguli de speed, nu mai vrem nimic, vrem să fim lăsați liberi. Cu cine ne întâlnim? Relații. Cum ne place? Nu mai vrem, e prea puțin, doar o nevastă? Cu aceeași până la sfârșitul vieții? Să asculte tata până la 20 de ani? Să trăiesc ca un prostus dominat de regulile tradiționale? Vreau să fiu liber! Vreau să mă bucur de viață! Pe mine nu mă interesează de voi! Voi ați trăit într-o modă veche! Astăzi autoritatea nu mai este recunoscută. Autoritatea a ajuns o povară. Am ajuns să devenim niște ridicoli, încercând să spunem că Dumnezeu ne-a chemat aici ca să vă spunem despre pocăință. Și oamenii aceștia trebuie respectați și iubiți dacă ei slujesc în adevăr și în Domnul. Și părinții trebuie respectați, și soțul și soția trebuie respectați, și bătrânii trebuie respectați, și orice formă de autoritate trebuie respectată. Însă în vremurile din urmă vine un moment în care se lovește masiv în autoritate. Nu mai există nicio autoritate în probleme de căsătorie, nu mai există nicio autoritate în probleme de relație, nu mai există nicio autoritate în ceea ce privește ordinea mondială, nu mai există nicio autoritate în biserică, nicăieri. Există un umanism dus la extrem. Toți știu, toți au putere, toți pot, toți vor, toți. Suntem egali, democrația absolută. Copilul egal cu tata. Nu mai e nicio diferență între cei doi. În vremea din urmă nu va mai exista autoritate. Nici un pic de autoritate. Pe fondul la această lipsă de autoritate va veni Anticrist. Și noi îl vom aplauda pentru că el vine să restabilească autoritatea. El nu vine ca unul care ne ia, el vine ca unul care ne oferă. Planeta aceasta va fi în conflict, violența va domina și atunci el vine ca un lider mondial care restabilește ordinea. Îl vom aclama, îl vom îmbrățișa. Nu mă refer la Sfinții Domnului, mă refer la lume, la oameni în general. El va veni pe un fond de criză, de nebunie, de dezordine totală, de foamete, de boli, de lipsă de soluții, de probleme care înghit oamenii, care distruge planeta, cosmosul. Și omul acesta va veni și el va veni pe plan politic și prorocul mincinos pe plan religios și amândoi vor primi putere de la diavolul și vor lucra. Unul va ieși din Israel și unul va ieși dintre neamuri și unul va primi putere politică și va avea finanțele. Unul va primi putere religioasă și va intra în templu și va lucra acolo și evreii vor fi de partea lui în primii 3 ani și jumătate. Dar despre biserică nu se vorbește nimic în timpul acestor evenimente. Nu o întâlnim pe pământ. Și acum în încheiere mă uit în ochii tăi, fratele și sora mea, și îți spun următorul lucru. Nu-ți permite o pocăință mediocră, pentru că vei rămâne sigur pe pământ. Nu te măguli că dacă vii din când în când la biserică, vei merge în cer. Știi bine că nu este adevărat. Îndreaptă-ți viața cu pocăință, cu post și cu rugăciune. Caută neprihănirea și urmează-L pe Iisus Hristos. Lasă tradițiile la o parte, lasă libertinajul, lasă păcatul, lasă moda lumii, lasă felul în care interpretează alții Scriptura. Dumnezeu îți va da lumină să o înțelegi pentru tine, într-o biserică care are echilibru în ceea ce privește interpretarea Scripturilor. Vreau în această seară să-ți spun, viața ta și a familiei tale este în mâna ta. Frații mei mai în vârstă, viața dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră este în mâna dumneavoastră. Este în mâna deciziei pe care o faceți în această seară. Trâmbițele acestea se pregătesc să sune. Nu mai gusta încă o dată din păcat în speranța că te vei lăsa mâine. Ultima țigare nu trebuie să o fumezi în seara aceasta, ai fumat-o aseară, stop! Ultima bere nu trebuie să o bei la noapte, ai băut-o ieri. Ultimul film murdar nu trebuie să-l vezi mâine, l-ai văzut ieri, gata! Păsta și gata, nu, ultimul lucru a fost făcut ieri, nu-l faci acum. Nu mai ai dreptul să mai faci aceste lucruri, oprește-te odată! Când aceste trâmbiți vor suna, va fi prea târziu pentru tine. Pentru că dacă nu te pocăiești în vremea Harului, în ziua judecății nu te vei pocăi. Pentru că judecata nu este pentru pocăință, ci este pentru pedeapsă. Pentru cei care în vremea Harului s-au jucat cu mila lui Dumnezeu.
Te rog în această seară, indiferent cine ești, nu te juca cu mila lui Dumnezeu. Lasă ca în inima ta să intre aceste cuvinte și ele să se transforme în teamă sfântă, în adorare sfântă, în maestate pentru Domnul. Închină-te Domnului cu toată viața ta, cu banii tăi, cu timpul tău, cu darurile tale, cu familia ta, cu întreaga ta existență. Ia decizii în seara aceasta. Nu trebuie să fii pe pământ când aceste evenimente se vor întâmpla. Vei fi unul dintre cei trei care mor. De ce să fii când poți să scapi? Vii degeaba la adunare, nu te bucuri nici de păcatul lumii, nu te bucuri nici de răpire. Ascultă-mă, pocăiește-te cu adevărat. Lasă cafenelele, lasă discoteca, lasă jocurile de noroc, lasă destrăbălările ușoare, lasă filmele murdare, întoarce-te la Domnul cu post și cu pocăință. Întoarce-te la Domnul căutând neprihănirea din tot sufletul tău. Frați și surori, ne cercetează Domnul și în această seară că e bun. Însă depinde de noi dacă primim sau nu cercetarea Domnului. Vă invit să ne luăm câteva momente în care să stăm cu sufletul nostru în fața Lui și să-I spunem, Doamne, ne-ai prins din nou la colț. Unul dintre mari împărați ai lumii s-a luptat tot timpul cu Iisus Hristos și a spus că Iisus Hristos este un galilean mincinos și s-a dus la război și o săgeată a trecut printre platoșele lui, s-a înfipt în trup și a murit pe loc și în timp ce murea a spus, m-ai învins, galileanule, nimeni nu-L învinge pe Iisus. Mai devreme sau mai târziu toți cad morți de o săgeată. Dacă nu te pocăiești, n-ai nicio șansă. Te rog, ia-ți în seara aceasta un moment de rugăciune și fii sincer, îndreaptă-ți viața și pocăiește-te. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Vă invit și pe dumneavoastră care sunteți online cu noi să stați cu smerenie înaintea Domnului și să vă rugați alături de Biserica lui Iisus Hristos.